Dragi prieteni, am revenit pentru ultima parte a emisiunii din această seară cu interpreta de muzică populară Carmen Iordache Cernea. Așa cum a spus-o și ea și știți și dumneavoastră, Carmen Iordache Cernea interpretează mai multe genuri muzicale, vocea îi permite. Iar acum, după această publicitate, Carmen și-a schimbat costumul popular și a îmbrăcat o rochie de ocazie și după ce vom mai vorbi puțin și vom mai afla câteva lucruri de la ea, va prezenta pentru dumneavoastră patru surprize muzicale, dintre care două melodii pe care le-a interpretat la acest mare concurs național Românii au talent. Carmen, materialul discografic pe care îl ai până în prezent este alcătuit din... Da, am trei albume până în prezent. Primul s-a numit Măi Mitică Puișor, al doilea Năicuță cu Mustăcioară și al treilea Băiatul Sufletul meu. Și îmi doresc în viitor la cât mai multe albume. Cu ce orchestră ai imprimat aceste materiale? Da, primul album l-am realizat cu... au fost mai multe selecții din radio, au fost pe atunci dirijorul regretatul Paraschiv Oprea, Ion Albeșteanu, Ion Rotaru. Al doilea l-am realizat cu maestrul Ion Ivanovici de la București și al treilea cu maestrul Marin Mihalcea de la Doina Argeșului. Care este cântecul de suflet? Toate îmi sunt dragi, cred că acela cu băiatul sufletul meu. Ca Cred că orice mi este mamă, apropiat, da. ce își iubește Cu copilul, copilul. da. Da. Carmen, pe lângă băiatul de acasă, tu mai ai copii la Liceul Dinu Lipati, unde ești profesor de canto. Da. Ce ne spui de acolo? Da, am copii cu minți, talentați. Chiar acum, în curând, o să mergem într-un studio să imprimăm piese folclorice pentru grup vocal și la îndemnul lor vom merge la mai multe televiziuni prin țară, poate și la dumneavoastră când o să ne invitați Cum să nu, cu mare drag, și da. de-abia așteaptă să învețe un repertoriu cât mai frumos și variat și încet, încet să-și croiască și ei un drum, cântece frumoase pentru concursuri, pentru festivaluri și la tot ceea ce e frumos pe lumea asta. Cred că este o bucurie să îi înveți pe copii să interpreteze muzică populară, mai ales acum în vremurile noastre, când calculatorul a invadat tot, să spunem așa, și sunt mai rari copiii ce își doresc să cânte muzică populară și să îmbrace costumul popular totodată. Într-adevăr, copiii de la Canto Popular sunt copii care vin din sat și vin cu dragoste de cântec și din familie, de la bunici și costumul popular îl poartă cu drag și nu, pe lângă muzica disco și tot ce ascultă ei, le place și muzica populară și prin ei noi mergem mai departe, nu se va pierde folclorul. E pe mâini bune, zic că e pe mâini bune. Așa este. Da. Ca și interpret, dar și profesor, care ar fi cel mai important sfat pe care l-ai oferi unui tânăr sau unei tinere interpretă de muzică populară la început de drum? Să fie cu bun simț, să lase loc de bună ziua, să muncească, să fie sârguincioși și să aibă ambiție. Asta e tot ce le urez. Despre activitatea de la Orchestra Profesionistă Doina Argeșului. Da, Ce suntem poți să ca ne o spui? familie, ne înțelegem foarte bine, avem spectacole în vară, de-a lungul întregului an și în această toamnă am susținut un program frumos de romanțe și cântece de ieri și de Pe astăzi, care care s-a bucurat, telespectatorii l-a urmărit l-au și urmărit aici la Absolut cred că s-a TV. bucurat de Da, succes, da? cu Și siguranță. așteptăm să mai multe spectacole și mai multe concerte cu ansamblul Doina Argeșului. Carmen, pe acest drum, așa cum am spus în deschidere, frumos dar și spinos, sunt persoane care te-au ajutat și vrei în acest moment să le mulțumești, mai ales că pe 21 este ziua ta de naștere? Da, așa cum am spus părinților mei, părinților socrii, domnului profesor, Dorin Oancea, cel care m-a invitat să vin la acest ansamblu, Cătălin Oancea, domnului Virgil Iordache, domnului Marin Mihalcea, redactorii din televiziune, din radio, care m-au ajutat și au avut încredere în mine
și tuturor admiratorilor. Carmen, suntem chiar la finalul întâlnirii noastre. Îți mulțumesc pentru prezență, îți doresc încă o dată la mulți ani mulțumesc cu sănătate frumos. Și te mulțumesc mai așteptăm și aici la Absolut TV. Mulțumesc la mulți ani și întregii echipe și că au fost alături de noi și ne-am simțit minunat.